Vești bune pentru administrația clujeană care își dorește metrou. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construcția magistralei de metrou, care va costa 2 miliarde de euro. Din această sumă, 300 de milioane de euro vin din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar restul banilor vor fi alocați de la bugetul statului și de la bugetul orașului Cluj-Napoca și al comunei Florești. Colega mea, Andreea Stan, are toate detaliile. Bună dimineața, Andreea! Numai urechi suntem, te ascultăm! Bun găsit! Iar guvernul a adoptat hotărârea de guvern pentru metroul, dar și pentru trenul metropolitan. Ordonatorul principal este Ministerul Transporturilor. Metroul de la Cluj va avea 19 stații și o lungime de 21 de kilometri. Termenul de realizare este de 8 ani, iar licitația pentru execuție va fi făcută chiar anul viitor, în 2022. Trenurile ar urma să circule la un interval de 90 de secunde, iar capacitatea va fi cuprinsă între 15.000 și 20.000 de pasageri, mai puțin de jumătate din capacitatea proiectată pentru magistralele M5 și M6 din București. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și al comunei Florești. După terminarea proiectului, Cluj-Napoca va fi al doilea oraș din România care va avea metrou. Atât de aici. La revedere!